Autoritatea aceasta să venim înaintea Domnului, să ne deschidem inima noastră și dacă ne-am deschis-o și am crezut, Dumnezeu a turnat din Duhul Sfânt peste noi. Slăvit să fie numele Domnului! Amen. Parcă puteam să mai mă rog încă 20 de minute. Slăvit să fie numele Domnului, pentru că mă simt că sunt dator lui Dumnezeu ca să mă rog, să-L mulțumesc și să-L binecuvintez, pentru că n-am aur, n-am argint, n-am pietre scumpe ca să pot să cumpăra mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Iisus Hristos. Nu se poate cumpăra, așa cum spune în capitolul 1 și capitolul 2 la Petru acolo, că nu se poate cumpăra nici cu aur, nici cu argint, nici cu pietre scumpe, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos. Numai sângele Lui are puterea de răscumpărare și Duhul Său cel Sfânt ne călăuzește datorită că Iisus a promis că nu voi lăsa orfan, voi fi cu voi și în voi în toate zilele vieții voastre pe pământ. Și așa vedem pe Domnul Iisus Hristos că este în noi și cu noi, când Duhul Sfânt ne călăuzește, când Duhul Sfânt ne ocrotește, ne vorbește. O să vedeți câteva mărturii în seara aceasta, care s-au dus niște cauze marți seara aici în biserică și o să vedeți cum Dumnezeu a lucrat. Și cazuri de astea n-am avut multe aici. Multe cazuri de astea am văzut pe Dumnezeu cum a lucrat și de data și asta este un caz foarte special. Am să spun în parte eu și după fratele Cornel va completa sau nu. Ne vom înțelege cu el cum. Și apoi mai avem alte cauze care putem să le ducem înaintea Domnului. Și mai sunt cauze pe care nu le știu, probabil. Le aducem înaintea Domnului, știți de ce? Că așa spune Cuvântul Dumnezeu. Voi pomeni, Doamne, lucrările Tale în adunarea celor credincioși, spune David, nu? Și noi zicem că suntem îndemnați ca să spunem lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu în viețile noastre. De ce? Pentru că mărturiile întărește credința fraților și a surorilor. Când vede Dumnezeu cum a lucrat în viața lui fratele Ion sau sora Saveta sau altă soră, atunci ceilalți frați, ceilalți soror, prin și încredere în Dumnezeu și zice, dacă a lucrat pentru el, poate să facă Dumnezeu și pentru mine. Așa. Este un exemplu, este un exemplu care noi putem să-l urmăm. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Cântăm o cântare în comun, ne lipsește cântărețele principale. Lipsește și Carolina și lipsește și Sabrina, care Dumnezeu a dat un copilaș și nu poate să vină acum pentru că încă nu-i timpul care să vină aici și când o să vină, eu să povestească ea, să vedeți și lucrarea minunată a făcut Dumnezeu în viața ei. Nici nu vă vine să credeți și nici vă închipuiți că Dumnezeu putea să lucreze așa ceva. El singur o să mărturisească aici când va veni. Cei care ați mai fost și altă dată, ați auzit că v-am spus eu, nu vreau să mai repet, pentru că n-am prea mulți frați care n-au fost aici și n-au auzit mărturia. Și îndemnăm pe alții care n-au auzit să vină și când va veni ea, mai trec mai are o lună de zile, nu frate gen. Eu număr lunile pentru că... Două săptămâni. Adică număr săptămânile. Două sau trei săptămâni. Tu să ia, s-o băințel și dacă e băințel, trebuie să ajung 6 săptămâni. Da. S-o, când va veni ea, ne bucurăm că ea când cântă aici, biserica să umple de putere și vesel. Fiecare îi place. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ea și Domnul promis că o binecuvântează pe ea, pe copilajul ei. Și vedem că Dumnezeu și-a început la binecuvântarea lor. Slăvit să fie numele Domnului. Amen. Am cântarea în comun și parom pe fratele Vitale. Să vină să ne dea un ver pentru rugăciunea de iertare și frate Vitale, dacă Domnul îți mai dă și altceva pe lângă aia, poți să spui că n-am prea mulți frați aici care să vorbească, așa că poți să vorbești.